Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Capricorn, 2020. Stelele pentru anul 2020 te îndeamnă să-ți arunci îndoiala, să-ți începi propria afacere. Investițiile financiare se vor transforma într-un succes de plin, iar stelele te vor asista în toate problemele. Relațiile romantice se vor dezvolta foarte bine. Respingerea minciunii, conștientizarea unui sentiment de responsabilitate te vor ajuta să crești în ochii celorlalți. Nu este nevoie să împrumuți bani, este mai bine să lucrezi mai mult. Începutul noului an 2020 te va împinge destul de ciudat pe fundalul concediilor continue și alenei de sărbători, cu o minunată sete de cunoaștere nu vei rezista impulsului și nu vei ezita să stai cu o carte, chiar și la masa de seară. Patronul anului 2020 știe că trece te împinge. Când în a doua jumătate a lunii februarie vei avea șansa de a schimba radical viața spre bine, vei folosi știința care a fost înțeleasă în mijlocul zgomotului de la masă. Dar până atunci, asiduitatea, simțul umorului, și răbdarea sunt necesare pentru a nu te implica în conflicte cu jumătatea care se plânge de natenție. În prima jumătate a anului, situația financiară oarecum tensionată, se va stabiliza până la începutul verii, creșterea salariului, apariția unei surse suplimentare de venit sau a unor noi profitabile sunt destul de reale. În rest, Astrele îți recomandă să fii pregătită pentru o mică turbulență vitală. Vei fi copleșită de emoții și uneori de la zero, iar evenimentele vor începe să se desfășoare în conformitate cu un scenariu puțin previzibil. Încearcă să te ții sub control și să lași aburul suplimentar să iasă la antrenamente active, plimbări lungi, sau în cazuri extreme, plâns în pernă sau pe morul unui iubit o atenție deosebită pentru sănătate trebuie acordată problemelor cu stomacul sau tensiunea arterială. A doua jumătate a anului șobolanului de metal va fi mai calmă, dar nu te va lăsa să te plictisești. În domeniul iubirii sunt posibile certuri escaladate, dar și reconcilierea dulce. În sfera de afaceri sau de serviciu, dificultăți cu partenerii sau colegii, dar și recompense generoase. În echipă pot să apară reale conflicte cu colegii, dar și o înțelegere de plină cu șeful. Dar vei coborâ de pe acest roller coaster cu un mers ferm de de un câștigător, cu un nou exercițiu de reținere, fără burfe, fără plânsete. Până la mijlocul toamnei, armonia completă cu lumea se va întoarce la tine. La sfârșitul anului, vei fi puțin epuizată, dar stelele de pe astrograma ta insistă, nu este încă timpul să te bucuri de odihnă, chiar dacă dorești cu adevărat să amâni soluționarea tuturor problemelor pe mai târziu, nu te lăsa tentată, nu te lenevi în luna decembrie. Treburile neterminate îți vor strica câteva luni din nou an 2021, dar dacă învingi, toate nodurile vor fi tăiate surprinzător de repede și ușor. Stara de spirit va fi ridicată de cadouri de la cei dragi, care vor fi în mod neașteptat multe și foarte diferite. Dragostea pentru Capricorn în anul 2020. Așa cum arată astrograma ta, datorită aspectelor planetelor, șansele tale de a obține un fan bogat vor crește de sute de ori, dar stelele avertizează, toate aceste frumusețe și strălucitoare care emană de la persoana lui, ar putea fi doar o poleială. De fapt, el doar pretinde că este bogat pentru a te impresiona, sau bogăția nu-i aparține, ci este proprietatea soții sau a părinților săi. El însuși nu poate dispune în mod liber de bogăția afișată. În anul 2019, dacă erai singură pe Tăpșan, ai fi putut întâlni o persoană care să fi făcut o impresie puternică și de neșters asupra ta. Amintirile de la această cunoștință te pot alarma cumva tot anul 2020, din multe motive, nu este disponibil pentru tine. Acesta este fie soțul unei prietene, un actor de film, fie rezultatul imaginației tale. În general, valoarea nu poate fi atinsă pentru tine, dar optimismul și o atitudine pozitivă față de viață te vor ajuta la transformarea dezavantajelor situației în avantaje. De exemplu, dacă el este fericit căsătorit, vei vedea în acest frumos exemplu că există o relație ideală în viață și că în viitor vei putea împărtăși aceeași dragoste reciprocă puternică. Între timp, coboară de pe crestele munților în civilizația noastră urbană, fă pace cu visele tale și caută-l pe prințul tău în apropiere, vorbește mai mult cu vecinii, mergi la petreceri cu colegii tăi, Aruncă o privire mai atentă, dar nu de pe fereastră, îl vei găsi pe cel de ales mai aproape de decembrie. Pregătirea comună pentru sărbători va ajuta la cunoașterea reciprocă, dacă ești deja înhămată la o familie, vei avea de asemenea o problemă financiară în prim plan, există șanse ca soțul să aibă bani, dar nu va putea să-i folosească pe deplin fie că vor exista dificultăți în a intra în drepturi de moștenire, fie fiecare alte planuri pe care nu ți le-a împărtășit. În orice caz, vei acorda atenție faptului că soțul a devenit prașic în ultima vreme, cumpără în mod activ ceva pentru el însuși și cheltuiește mult mai puțin pentru familia sa, ori pretinde că nu există bani, cariera și banii pentru Capricorn în anul 2020, câștigul în 2020, va fi ușor și chiar entuziast. Cu mai puțin entuziasm, vei începe să te gândești la modalității de a crește capitalul. Un sentiment sporit de urgență te va determina unde și în ce condiții trebuie să investești bani pentru a aduce un profit bun. Încearcă să faci asta cu înțelepciune. Planifică cheltuielile, nu te uita după flacuri, altfel poți obține datorii cele mai favorabile perioade financiare vor fi din primele zile ale noului an până în martie, din aprilie până în iulie, de la începutul lunii august până la sfârșitul lunii octombrie și din a doua jumătate a lunii noiembrie până în anul nou. În a treia decada a lunii februarie, ți se va trezi brusc pasiunea pentru divertisment. Până la începutul lunii martie vei cheltui prea mulți bani pe plăcere. Este puțin probabil să faci o gaură semnificativă în bugetul personal, dar încearcă să-ți restrângi cel puțin impulsurile cele mai nerezonabile. Un profit bun este așteptat la începutul primăverii. Mulțumită lui în aprilie și mai poți face o serie de achiziții importante. În lunile iulie și august, din când în când va trebui să oferi asistență materială rudelor. În luna iulie, precum și în ultima săptămână a lunii august, nu ceda dorinței de a te răsfăța. Aceste perioade vor fi marcate de un aspect al planetelor care nu salută manifestarea generozității excesive. Perioada de la începutul lunii august până la sfârșitul lunii octombrie va fi favorabilă investițiilor în diverse întreprinderi, afaceri. Ascultăți vocea intuiției, intră în tranzacții. Doar fiind pe deplin încrezătoare în decența și rentabilitatea partenerilor. În septembrie, poți pune o sumă mare în bancă, la dobândă pentru o lungă perioadă de timp, planetele promi siguranța și eficiența unei astfel de depozit. În noiembrie, nu trebuie să te aștepți la profituri ușoare, dar dacă dai dovadă de activitate și găsești surse suplimentare de venit, bugetul tău se va umple semnificativ nu sta liniștită, comunică, demonstrează cele mai bune abilități profesionale. Șansele sunt bune că vei întâlni o persoană care îți va oferi un avantaj interesant cu un salariu decent. Viața de familie pentru Capricorn în anul 2020 este de așteptat adăugarea cuiva în familie. Poate fi necesar să te gândești la un apartament nou sau casă. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 și 31 decembrie, în luna martie, consolidează cu atenție relațiile de familie, altfel în aprilie o criză serioasă este posibilă. Nu te deranjează dragostea de birou, gândește-te cu grijă, vrei, poți să distrugi o familie, să-ți pierzi slujba și să distrugi o reputație, aranjează mai bine tot ce e mai bun pentru cuibul familiei, încearcă noi rețete, Exprimă-te la Ragaz, casa va aprecia, dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 ianuarie, chiar dacă ești măritată, în vară poți întâlni un partener sufletesc, stelele favorizează dragostea, dar nu vor favoriza adulterul, nu fi egoistă, ascultă opinia alesului tău, certurile pot ruina relațiile, învârtejul pasiunii nu uită de responsabilitățile profesionale, altfel poți pierde locul de muncă. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 11 și 19 ianuarie, vei dori să faci o actualizare la tot, dar este mai bine să direcționezi energia spre a oferi un apartament sau o casă la țară. Repară, schimbă paleta de culori a pereților, actualizează interiorul, scapă de gunoi. Apropo, lucrurile vechi pot fi oferite celor care au nevoie, iar jucările vechi ar trebui să fie duse la un orfelinat. Atrage la muncă copiii, aceste lucruri unește foarte mult familia. Sănătatea pentru Capricorn în anul 2020. Nu te supra solicita, mai ales vara, sunt posibile defecțiuni psihice și ale sistemului nervos. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 și 31 decembrie, probleme de sănătate nu vor fi dacă nu vei ceda tentației. Alimente grele, dulciuri, făină, îți fac rău. Nutriția adecvată, cerealele, legumele și exercițiile fizice te vor ajuta la menținerea formei și prevenirea exacerbării bolilor cronice, dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 ianuarie. Trebuie doar să fii activă, chiar dacă lucrezi în grădină va fi util dacă nu ajungi la fanatism, legumele și fructele cultivate pe cont propriu vor îmbogăți dieta cu vitamine și minerale, fă sport, mergi mai mult, altfel sistemul cardiovascular te va deranja mai aproape de vară. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 11 și 19 ianuarie, nu ignora primele simptome ale unei răceli. Contactează un specialist, altfel îți pot submina serios sănătatea și tratamentul va fi lung. Fă exerciții fizice, da caniuri din plante, în vară, poate să apară o cădere nervoasă. Menajează-ți forțele. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!